Peste 200 de persoane au fost rănite în urma unui accident teribil produs la metrou în Malaezia. Două trenuri s-au ciognit în subteran. Poliția investigează accidentul, iar din primele informații ar fi vorba despre o eroare de comunicare. În înregistrările video postate pe rețelele de socializare pot fi văzuți mai mulți navetiști care sângerează, dar și cioburi de sticlă adunate în garniturile de metrou. Zeci de persoane au fost transportate de urgență la spital unde au avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoritățile din Malaezia au relatat că două trenuri care veneau din sens opus pe aceeași linie au provocat dezastrul. Cel mai probabil o eroare de comunicare ar putea fi cauza. Însă polițiștii investigează acest caz amplu cu sute de victime. Ministrul transporturilor a spus că este primul Primul incident de acest gen care s-a petrecut în metroul din Kuala Lumpur în cei 23 de ani de la inaugurare.